Natalia Duminică a părăsit Survivor România din cauza unei accidentări, aș ține echipa pe loc. Natalia Duminică are probleme de sănătate în urma participării la competiția din Republica Dominicană. Dansatoarea a fost nevoită să abandoneze lupta după ce s-a accident la picior. Dansatoarea nu este singura care a avut probleme de sănătate. Și Radu Itu, care a fost eliminat în urmă cu o lună, s-a confruntat cu această situație. Deși a stat doar câteva săptămâni în jungla din Republica Dominicană, Natalia Duminică a fost una dintre concurentele care a adus puncte pentru echipa faimoșilor. Dansatoarea s-a accidentat la picior, iar acest lucru a împiedicat-o să mai dea pe traseu tot ce are mai bun. În această situație, Natalia Duminică se ocupă mai mult de sănătate și face tot posibilul să se recupereze cât mai curând. După ce a aflat că a fost eliminată, dansatoarea a mărturisit că nu ar putea sta pe bancă și să nu intre pe traseu pentru a aduce puncte echipei sale. Despărțirea a fost una emoționantă, iar Natalia Duminică și-a încurajat colegii să dea tot ce au mai bun pe traseu. Cred că e logic pentru că simțindu-mă că nu pot da 100% pe traseu, aș simți că țin echipa pe loc, nu aș rezista o secundă să nu intru pe traseu, să nu mă ajut echipa. Îmi doresc să schimbați ceva, vreau să câștigați. Treziți-vă, enervați-vă. Aș vrea să vă dau forță să câștigați cu toții. Vă rog, din suflet, fiți tari. Nu-mi dau seama de ce mi-e atât de greu să mă despart de voi, sunteți ca familia mea, a declarat Natalia Duminică după ce a fost eliminată de la Survivor 2022. Problemele s-au ținut lanți pentru cei din tabără faimoșilor. Și Radu Itu s-a accidentat la picior în cadrul competiției și nici acum nu s-a recuperat complet. M-am întors cu accidentarea pe care am făcut-o la piciorul drept, acele două întinderi, a povestit fostul concurent pentru Click.